Chiar dacă meteorologii spun că în următoarele zile se va încălzi, în instituțiile de învățământ, dar și în căminile din bălți, e frig. Acest lucru o spun atât studenții, cât și părinții care își duc copiii la grădiniță. Холодно, да, я только что вышла оттуда и холодно. Чи даже на улице теплее, чем там. У дома мы можем там ставить камин, а тут уже нельзя. Если даже ставят, то не помогает. De exemplu, zilele trecute au fost puțin mai rece, acum s-a încălzit, nu știu. Poate ar fi bine pentru copilaș, că tot e frigut. Când e frig mai dimineață, îi îmbrăcăm mai călduț. Ar trebui, fiind copii răcesc și e foarte rău, pe unul trebuie să le dăm medicamente. Îmbrăcăm mai bine, mai grosuț și mergem mai departe. Și să știm. Acasă noi punem căminul, dar în grădiniță e frig. Și studenții de la Colegiul Politehnic sunt în așteptarea căldurii în cămine. Cam frig, dar în rest e bine. Stăm în pat toată ziua, sub odeal. Da, e frig. O leac mai cald ca afară. Practic, da. Aș dori să dea căldură. Nu știm îmbrăcați cât mai gros și ne mai încălzăm. Ai dori să fie dată căldura deja? Așa, cât e șor. Dar pă, nu chiar tot, că cheltuie mulți bani, dar așa, măcar câte o leac. Ca tare căldura nu stric pe nimeni. Și e de dorit. Dar da, mă, cum? Domnii din oraș a rezolvat întrebarea asta. Nu ne îmbrăcăm, leac. Vedeți că nu numai într-o veste, dar și scurt. Autoritățile locale susțin că până în această săptămână cereri pentru conectarea căldurii în instituțiile de învățământ nu au fost depuse. Но заявки от управления образования есть у вас уже на подключение? А? Нет, тоже нет. Ни от садов, ни от школ. Pentru săptămâna viitoare, meteorologii prognozează temperaturi de până la 20 de grade Celsius în nordul țării.